Suntem gata. Nu, astăzi noi dorim să vă ducem la cunoștință despre un caz relevat de către poliție. Grație măsurilor întreprinse pe parcursul ultimelor două luni, angajații direcției numărul 4 a Inspectoratului Național de Investigații, în conlucrare cu Procuratura sectorului Buiucani, cu colaboratorii, cu angajații mai precis, brigăzii de poliție destinați speciale Fulger, a fost anihilată activitatea unei grupări criminale suspectate de comercializarea pastilelor ecstasy pe teritoriul municipiului Chișinău și în special la cluburile de noapte, discoteci, etc. Din această grupare fac parte 3 persoane cu vârste cuprinse între 19 și 37 de ani, originari din Chișinău și Orhei. În cadrul investigațiilor a fost stabilit că pastilele erau comercializate la un preț de 150 de lei pentru o pastilă. Pastilele erau aduse din Franța. Primordial a fost reținut primul membru al grupării, care a pus în circulație 300 de pastile de ecstasy. Măsurile de investigație s-au prelungit și astfel, în noaptea de 15 noiembrie, sâmbătă spre duminică, curent, în rezultatul efectuării unor șef de măsuri de investigații, în timpul comercializării alte 100 de pastile, în flagrant delict a fost reținut toți suspecții. În cadrul percheziției automobilului au fost găsite 150 de pastile, la domiciliu 250 de pastile, 8 telefoane. Ca prelungire, a fost stabilit un local care aparținea organizatorul acestui grupări, unde au fost stabilite un loc ascuns în care se aflau 5.000 de pastile de ecstasy. În total au fost ridicate 5.500 de pastile, care se estimează valoarea lor, dacă ar fi vândute pe piață, ar costa în jur de 1 milion de lei. La moment, bănuiții sunt cercetați în baza articolului 271, alineatul 4, Cod Penal al Republicii Moldova. Dacă vor fi găsiți vinoveți, riscă de la 7 la 15 ani. Asta e ce am vrut să vă duc la cunoștință. Nu dacă sunt întrebări. Care aparține organizatorului unul din persoanele reținute? Da. Câți ani are? 37 de ani. Toți sunt reținuți? Da, toți sunt reținuți în baza articolului 166. E discoteca, da? Nu. De ce? El este un grup care era se specializa în introducerea în țară acestor pastile pentru ca ulterior să fie realizate în cluburile de noapte și la discoteci. Local, ce era păstrate pastilele? Domiciliu. 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 Dar cum ați aflat despre această grupare? Au fost primite informații, a început să filăm persoanele care se ocupă cu realizarea drogurilor în aceste localuri și de la ei început să stabilim toată linia de unde cum. În câte localuri se răspândea această filială? Și în ce regiune ale Chișinăului s-a aflat?